וכן קפיטון טרשטן. קרדה כשורפי ליבה מנהשן ג'רשט, שנשא מטרקוסטי, סנטורמה סנטורמה סנקינבל זנגניטור. שקרדה כשורפי קוקוצ'י, ששולה שיטת איטניה לשתות אשטינצה, שקרדה כשורפי קרדינצה, אשר קצבות שימוצי, שנשא מטרקוסטי, נו סנטינינג. שקרדה כמדתות הווגה בנטרוקן העשרת שלו. ולעד קופול סופיה ארץ, שנשא מטרקוסטי, נו מפלוסה שתלה נימיק. דרגוסטי אסטנטלום חבדה תואקה, פלינטי בונטנטי, דרגוסטי נו פיסמו ישתה, נו סלאודה, נו סאונפלטי מדגיה, נו סאפורטני קווינצ'וס, נו קאוטה פלוסוצר, נו סאפוקורטה נלג'וקה שיסיס בוקורד הגיבור. הקופרטוטו קרדטוטו נלג'ושטוטו כשסופרטוטו. דרגוסטי נו בפיירנית שוטטה, קורוצ'י לסלוסוקשי, Библия Волчата, Кунашчинца Лавия Сурщик, Кашкунашчин Парте Шпкова Чима Парте, Тапкан Лавичин Син Сурщик, Ачесен Парте Сива Сурщик. Лихан Копи, Вобрян Кон Копи, Синцян Кон Копи, Кандян Кон Копи, Тапкан Лавкут Ом Маге, Олимпада Чанга Копи Лавес. А Кум, Вадим Кан Тро Глинда, Никит Пунтуне Кос, Таратун Шо Витя Фатсан Фатсан, А Кум Кунашчин Парте, Таратун Шо Кунашчин Петепин, Așa cum a fost și ne-am cunoscut pe deplin. Acum da, în aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Slăbiți să fie Domnul! Amin! Domnul mi-a pus pe inima să vorbesc în seara aceasta din textul acesta și subiectul meu va fi dragostea lui Dumnezeu, care trebuie să fie și dragostea noastră. Biblia mai este numită și dragostea agape. Este acea dragoste în care Dumnezeu, când a zis că ne iubește, nu ne-a lăsat în plata păcatelor noastre, ci cu altă părinte, zicea cineva și ajută ca mâine, ci de s-a pus pe lucru, a trimis pe Fiul Său și Hristos a murit pentru noi, ca noi să avem viață prin Hristos. Amin. Despre dragostea asta o să vorbesc, o să menționez foarte scurt cel de dragoste, cu dragoste cu care noi putem să le avem, cu care putem să venim în contact, pe care le avem dintre ele și Biblia vorbește despre o dragoste la grece, la Eros, era o dragoste puternică, o dragoste pasională, o dragoste sexuală care îți lua mintea și capul și te ducea unde nu trebuie. În Sfânta Scriptură găsim despre Amon, despre fiul lui David, care atât de mult a iubit-o pe sora lui până n-a mai putut, i-a întins o cursă și a păcătuit cu ea și știți ce spune mai departe cuvântul? După aceea a urât-o mai mult decât a iubit-o. Și atât o iubea de tare că nici măcar mai vrea să mănânce și era bolnav. Asta o dragoste care nu-i de la Domnul. Este altă dragoste care este storge, pe care o avem aproape toți părinții și copiii o au, care este bazată pe o legătură de sânge între copii și părinți, între părinți și copii, când un tată sau o mamă este gata să moară pentru copilul lui. Domnul să ne binecuvinteze, să ne iubim puternic în familia noastră. Amin. Este o dragoste, filia, care este o dragoste, zic așa, o dragoste mai amicală, călduroasă, se stimează, reciprocă. E vorba de dragostea aceasta de prietenie între Mircea la Tineret, la Grupa Mare, a vorbit despre David și Ionatan. Este un exemplu biblic. Noi la Grupa Mică, anul acesta, doresc să vorbesc mai mult despre schimbarea caracterului nostru, pentru că cred că este esențial ca un tânăr să aibă un caracter frumos. Cred că este esențial ca eu să am un caracter frumos, ca fiecare din biserică să aibă un caracter frumos. Toată vorbim despre evoluție, pentru că se vorbește la evoluție. Din primele clase li se pune în față cum s-a apărut lumea, cosmosul și oamenii și natura și tot. Și vrem să mai multe întâlniri să vorbim despre evoluție și despre caracterul nostru. De aceea am ales și eu în seara aceasta să vorbesc despre dragoste, pentru că caracterul meu trebuie să se schimbe. Domnul să mă ajute, să ne ajute pe fiecare în parte. Amin? Amin.
mai este o dragoste pe care nu știu cum să o numesc, dar este dragostea aia și de multe ori avem și noi și numai pe dragostea asta o avem și dacă soția mea mă iubește, eu o iubesc. Dacă nu mă iubește, nu mai iubesc nici om. Dacă cineva îmi face bine, îi fac și eu bine. Dacă nu face bine, dar nici eu nu fac bine, că s-a comportat urât cu mine. Și totul e dragoste până se întâmplă ceva și după aceea dragostea se stinge, moare și din dragoste devine ură și mi-i devine atât lucruri mai grele și mai grave. Domnul să ne păzească de astfel de lucruri. Epistola aceasta către Corintenii, pentru mine este o epistolă specială care de când citesc Biblia am avut ceva deosebit pentru ea, pentru că e foarte bogată în învățătură despre multe teme, foarte multe teme. Dar ce e interesant la frații noștri din Corint este lucrul acesta că ei aveau toate darurile din belșug. În 1 Corinteni 1 cu 7 spune că aveau toate darurile din belșug în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Și nu lipseau nici măcar un dar. Așa că încerc lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Aveau darurile spirituale. Și Apostolul Pavel se pune și spune pe inimă să scrie acestor frați. Din pricina problemelor care erau în biserică. Ei, fiți atenți, aveau darurile din belșug. Dar în capitolul 11 spune că 11 cu 2 și-a luat să citim aici, nu numai că aveau darurile acestea din belșug, dar aveau și o învățătură curată în mijlocul lor. Vă leau că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Wow, ce biserică am putea să zicem. Avea daruri, era plin de darurile Duhului Sfânt, erau prorocii, erau vorbiri în limbi, erau darul tămăduirilor, darul minunilor. Toate darurile se manifestau acolo. Dar aveau și o învățătură curată. Slăviți să fie Domnul. Dar ajungem la capitolul 13. E adevărat că e mustră, aveau și probleme multe între ei și de ale și scrie. Dar vreau să vă spun, toată cartea țintește spre capitolul 13, capitolul dragostei, care aș putea să zic eu, de fapt îl numesc apogeul cărții, apogeul dragostei. Pentru că poți să ai toate, să le ai toate darurile, tu ca o singură persoană să-ți care toate darurile, ceea ce n-am văzut eu încă, cât am trăit eu, dar au fost oameni în istorie, se pare că Pavel avea toate, și să nu fi nimic. Și atunci, scrisoarea lui, toată scrisoarea se concentrează undeva spre capitolul 13 să lovească și să dovedească că, de fapt, trebuie să avem mai mult pe lângă darul. Trebuie să avem mai mult decât să-L cunoaștem pe Domnul. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc din capitolul 13 în seara aceasta. Primele trei versete, dacă mi-am uitat în capitolul 13, vorbesc despre valoarea darurilor. Cât de valoarea dragostei. Câtă valoare are dragostea? Câtă valoare are dragostea? Dacă de la capitolul, de la versetul 4 până la 7, pot să zic, vorbește despre virtuțile dragostei. Care sunt virtuțile dragostei? Și de la capitolul 7 până la sfârșit vorbește despre biruința dragostei. Ea va birui. Și nu numai ea, și cine o are. Va birui până acolo că va transcende veșnicia. Va intra în veșnicie. Slăviți să fie Domnul. Vreau să știm cum vine dragostea asta în viața noastră. Aș vrea să o avem din belșug, dar din belșug. Pe parcurs o să amintesc puncte, dar vreau să vă spun două puncte de bază. În primul rând, în 1 Ioan 5 cu 8, a doua parte a versetului spune că Dumnezeu este dragoste. Amin. 5 cu 8, cred că am zis trimiterea creștă, stai să mă urc. 4 cu 8, scuză-vă, deci 1 Ioan 4 cu 8, spune: cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Amin? Amin. Dumnezeu este dragoste și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca dragoste. Cum vine dragostea în viața mea? Știți cum vine? Poate vi se pare surprinzător să vă zic. În primul rând,
vine prin rugăciune, să zic, dar vine prin credință. Prin credința în Hristos, când tu crezi în Hristos, când Duhul Sfânt invadează, umple viața ta, când tu primești pe Hristos în viața ta, odată cu Hristos, primești și dragostea. Primești și dragostea. Și atunci dragostea trebuie să înceapă să se înmulțească în viața ta, Hristos prinzând chip în tine. Capitolul 12 și 14, capitolul 12 vorbește despre toate, despre darurile Duhului Sfânt, să nu zic despre toate, că nu sunt toate, vorbește în mod deosebit de darul vorbirii, despre darul revelației, despre darurile puterii. Și se oprește brusc și începe capitolul 13 și continuă cu 14 cum se exersează aceste daruri în continuare. Dar capitolul 13, dragostea, mi se pare un pic interesant că nu mai numește dar. Toate cântările aproape o cântă că-i dar. Și poate că este dar. Păi darul vieții veșnice prin Hristos. Dar vreau să spun, și-ar vrea în seara aceasta să primim, să privim dragostea nu ca pe un dar. Aș vrea să o privim ca pe o cale. Capitolul 12, ultimul verset, versetul 31, zice așa. Umblați, dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin? Doamne, ajută-ne să umblăm pe calea aceasta nespus mai bună. Nu vreau să judec pe corinteni, să fiu aspru, că spune Biblia că între erau certuri, erau zavistii, erau tot felul de lucruri rele. Și toate lucrurile astea rele, certurile, zavistiile și toate astea care o fac cu mănunchii întreg, vin din cauza lipsei de dragoste. Pentru că omul când primește Duhul Sfânt în viața lui, la nașterea din nou, sau la botezul cu Duhul Sfânt, Roman 5:5, atunci primește din dragostea lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă o primești, când primești un dar. Hai să citim versetul ăsta. Însă nădejdea aceasta nu înșeală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată, ne-a fost dată, ne-au fost umplite inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin? Deci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin inimile noastre și împreună cu ea a fost turnată și un dar. Poate să fi, putem să primim și darul, da? Dar eu pot să continui să exersez darul. Dar dragostea aceasta este o cale, este un drum, nu este un dar. Pavel spune aici, este o cale și toate darurile acestea, toate darurile acestea trebuie să meargă pe calea dragostei. Și exersarea unui dar fără dragoste n-ajută la nimic. Aș vrea să înțelegem despre dragoste, primul rând, că dragostea este semnul uceniciei lui Hristos. Amin? Dacă eu zic că sunt ucenic și nu trăiesc în dragoste, sunt un mincinos. Am citit din 1 Ioan 4:8, putem să citim, Iisus le spune ucenicilor și zice, după aceasta veți cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți, răspundeți cu o cetare. Iubi unii pe alții. Domnul să ne ajute să ne iubim unii pe alții. Amin? E semnul uceniciei. Și vreau să mai spun un lucru foarte important. Versetul 1 spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o arană sunătoare sau un chimval zângănitor. Chiar dacă. Cu alte cuvinte, dacă eu prorocesc în biserică, dacă eu vorbesc în limbi, dacă eu am până și darul minunilor și se fac minuni prin mine și n-am dragoste, zice, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Aș vrea să-i întreb pe tineri la fanfară. Cine știe din ce material sunt făcute instrumentele? Tare. Tare, Maria. Aramă. Aici spune, sunt o aramă sunătoare. Dacă n-ai dragoste, ești ca un instrument de la fanfară. Dani, instrumentul tău are viață.
N-are viață. Instrumentele sunt făcute din aramă. N-are viață. Dacă dai nu și ai instrumentul în mână și nu suflă în el, că e un instrument de suflat, scoate vreun sunet. Este nesimțător. Nu simte. Dacă lovești, Dani, doare pe instrumentul tău. Nu simte. Nu simte. Dacă eu, ca ucenic al lui Hristos, fac o lucrare în biserică și se vede. Se vede dacă am sau n-am dragoste. Se simte. Și se simte și dacă dragostea mea e fățarnică. Și nu-i primită lucrarea mea de biserică. Mă pot asemăna cu această aramă sunătoare, cu un instrument de muzică. Vreau să vă spun, poate să-ți îmbolnăvească capul de atâta gălăgie. E vorbărie multă, e vorbărie goală, dacă nu sunt faptele care să urmeze dragostea noastră. Doamne, te rugăm, dă-ne dragoste din plin. Este măsura lucrurilor. În ziua judecății, Dumnezeu mă va întreba, Dumnezeu te va întreba ce ai făcut și cum ai lucrat. Și vei putea zice, am făcut cu tare lucru. Am făcut fapte mari, Doamne. Dar știi ce e important pe lângă faptele mari făcute? Dragostea mare. Dacă ai făcut fapte mari și dragostea ta nu a existat, Domnul va zice la aceea, ai fost un instrument de fanfară. Ai făcut gălăgie. Nu vei avea nicio răsplată. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos este așa de aspru. Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. Am scos sunete, Doamne. Am vorbit cu limba noastră. Depărtați-vă de la mine că nu vă cunosc. E așa de important să înțelegem. După ce Apostolul Pavel vorbește despre darul și dacă citim versetul 12 cu 7 și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia, 12 cu 7, anticorinte 12 cu 7, de pildă unui a dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, despre cunoștință, credință, tămăduiri, minuni, prorocie, deosebirea Duhului, tămâită limbi, tămăcirea limbilor, toate astea. O, Doamne, nu sunt nimic. Pot să le am pe toate și dacă nu umblu pe calea trasată de Tine, dragoste, sunt nimic. Sunt un instrument un chimval zângănitor. Acum mă adresez la orchestră. Chimval zângănitor, mandoline, chitări, tot ce zângăne, tot ce face alt sunet. Și sunetul meu nu m-aș trea nimic. Dacă când vorbește despre daruri și dacă citim versetul 12, vorbește despre mădurare trupului și Adelina e o mădurare în trupul lui Hristos și fiecare este o mădurare în trupul lui Hristos, da? Dar vine spre capitolul 13, se apropie de capitolul 13 și spune trebuie să înțelegi că dacă tu ești un mădurar în trupul lui Hristos și nu ai inima în tine, care este dragostea, care de fapt inima omului pulsează sângele, pulsează viața, încălzește organismul, nu folosește la nimic. Ești un mădurar zângănitor numai care numai fac zgomot în adunare. Sau crezi că ești ceva din pricina zgomotului pe care îl faci. Dar nu este viața lui Dumnezeu în tine. Cum este viața lui Hristos în mine? Căutând de dimineața până noaptea și noaptea să umblu în dragoste față de aproapele meu. Amin? Căutând să manifest adevărata dragoste. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Versetul 2 spune chiar dacă aș avea darul prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muși și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt, ziceți noastră, nimic. Nimic e nimic. Aș vrea să vă întreb. Dacă am pune la prorocie, prorocie, dacă e nimic, egal zero. Cunoștință, egal zero.
Martiraj! Egal zero. Cunoaștere! Știință, taine! Credință! Și n-aș avea dragoste, este egal cu zero. Dar nu vă întreb, la toate astea, dacă pui un 1 în față, dă valoare. Dă valoare. Dă valoare. Unul urmat de mai multe zero are valoare. Dar 0 plus 0 plus 0 plus 0 egal cu 0. Doamne, luminează-ne în seara aceasta. Doamne, luminează-ne și umple Duhul nostru de dragostea Ta, Doamne. Domnul să ne ajute să umblăm în dragoste, să înțelegem că chiar dacă am darul prorociei, urechea mea e deschisă la vocea lui Dumnezeu și pot să vorbesc altora. Și sunt gura lui Dumnezeu. Și n-am dragoste să nimic. Orice facem, cu plusuri, cu minusuri, nu dă viață. Dragostea lui Dumnezeu în inima omului dă lumină. Dă speranță, dă viață, dă sens vieții, valoare, profunzime vieții de credință. Dă totul dragoste adevărată. Și oamenii când dă dragoste în viața bisericii, în viața tinerilor, vor să cunoască și ei pe Domnul. De ce le vorbesc în seara aceasta tinerilor despre dragoste? Vine vremea când se vor căsători. Unii dintre ei sunt în vremea aceea. Dar pe lângă frumusețea trupului la care se uită toți băieții și se uită și fetele, un caracter urât, fără de dragoste. Eu nu m-aș căsători așa cu o persoană de genul acesta. Și aș vrea să vedem ce înseamnă imediat un caracter urât. Dar gândiți-vă, tinerilor. Au fost fete care nu erau foarte frumoase, dar Biblia spune despre un duc blând și liniștit. Ați auzit de el? Cu asta trebuie să ne împodobim, surorile. Un duc blând și liniștit. Și chiar dacă fata n-a fost cea mai frumoasă, dar s-a căsătorit și a luat un băiat frumos și credincios, poate. Sau a fost invers. Băiatul nu a fost cel mai strălucit, cel mai aranjat, cel mai mușculos. Dar când fata a văzut cum vorbește, cum se comportă, s-a căsătorit cu el și Dumnezeu i-a unit în dragoste. Aș vrea să înțelegem că nu-i tot mușchii. Nu-s totul pentru noi mușchii și banii și toate celelalte. Dumnezeu vrea să înțelegem că, în primul rând, n-avem mântuire. N-avem mântuire. Chiar dacă venim în adunare și facem o lucrare. Chiar dacă aș cunoaște toate. Sunt oameni care au atâta cunoștință, atâta înțelepciune și chiar cunoștință în cele duhovnicești. Și vezi că față de un amărât, față de cineva, nu se pot coborâ de pe scara lor ierarhică, unde cunosc mult despre Dumnezeu și sunt așa de sus. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că și vreau să merg mai departe, nu vreau să vezi pe fiecare în parte, zice, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea, deja trece la lucruri mai profunde, dacă la început a fost vorba de cuvinte, după aia a fost vorba de daruri și științe, de memorie, după aia merge mai departe și vorbește, chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, nu provoc pe nimeni să ridice în seara aceasta mâna sus. Cine vrea mâine să-și împartă toată averea pentru hrana săracilor? Cine vrea mâine să-și dea trupul să fie ars? Nu sunt mulți, dar sunt oameni care au făcut și fac lucrul acesta și în ziua de astăzi. Dar ce Domnul, și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Știți de ce? De fapt, dragostea este respirația mea. Spirituală. Este respirația Domnului în mine. Spre alții. Mă ține pe mine în viață și dă viață altora prin faptele bune pe care le fac, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine. Doamne, ajută-mă să umblu faptele bune pregătite de Tine pentru mine. Amin? Amin. Fiecare să zică amin aici. Chiar dacă a face lucruri atât de mărețe, știți, când vorbești despre să împarți toată averea și la cana să o bea la sărat și să-ți dai trupul să fie ars, astea sunt lucruri mari. Pe mulți dintre noi am putea să zicem că ne
depășesc vorbele mele, rămân în umbră pe lângă faptele astea. Și dacă vorbele mele rămân în urmă și Dumnezeu zice că sunt nimic faptele astea, de ce voi zice? Am vorbit până acum despre importanța de a avea dragoste și aș dori să înțelegem că orice facem fără dragoste nu ajută la nimic. Zice, ce este dragoste? Mi-ar fi plăcut ca Apostolul Pavel să dea o definiție a dragostei. Aici. Nu spun o definiție a dragostei, mi-ar fi plăcut să înceapă. Dragostea este. Așa ca definiție, cum zice Evrei 11 și credința este o credere neclintită, un credere nădăjduită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd și versetul 6, fără credință este cu neputință și așa mai departe. Nu zice clar o definiție și dacă v-aș întreba pe fiecare să-mi ziceți ce este dragostea, nu așa că e agape, că e cum am zis-o la început, cum dragostea din tine, ce? Explică-o tu clar cum este, așa de greu de explicat, în ce stă dragostea. Dar Apostolul Pavel nu dă o definiție, dar spune calea dragostei. Vorbește cum se manifestă dragostea. Și dacă suntem în seara aceasta aici, este să ne cercetăm. Umblăm sau nu umblăm în dragoste? Și acum este pus oglinda lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu în fața noastră. Și primul lucru care spune, dragostea este îndelung răbdătoare. 13:4. Îndelung răbdătoare. Foarte răbdătoare. Cum stăm cu răbdare? N-am răbdare, n-am dragoste. Poate că lăsați spun ce zic. Gândiți-vă bine la ce zic. Dragostea este îndelung răbdătoare. Gândiți-vă la o scânteie care e mică și sare în mare, într-un ocean. Ce se întâmplă cu ea? Se stinge. Noi așa trebuie să fim de plin de dragostea Dumnezeu. Așa trebuie să fim de plin de răbdare când cineva mă vorbește de rău. Când cineva îmi face un rău intenționat. Să tac din gură, să nu zic nimic. Este tendința asta să n-am răbdare și să-i întorc și o palmă. Așa e că este. Este că suntem oameni. Dar când te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ajungi să fii îndelung răbdător. Dar frate, din fire nervos. Frate, schimbă-te. Lasă pe Hristos să respire prin tine. Lasă pe Hristos să trăiască. Lasă pe Hristos să te schimbe. Doamne, schimbă-ne caracterul. Amin? Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Frații mei, este atâta rău în lumea aceasta. Câteodată vă spun sincer, când văd, sunt scârbit. Sunt scârbit. Oameni care vor să facă răul. Dacă aud o veste, se duc și îi spun și ei, ca să facă ceartă că au fost dintre ei doi. Oameni care fac răul și umblă cu lucruri rele. Dar dragostea adevărată nu vorbește de rău? Este plină de bunătate și arată bunătate și e capabilă să treacă peste multe. Domnul să ne ferească să fim oameni răi. Domnul să ne dea o inimă plină de bunătate. Dar ascultați-mă bine. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt. Este acolo. Crezi? Te rogi? Te manifesti? Roagă-te, Domnul, și mulțumește. Doamne, cred că schimbe dragoste și lucrează în dragoste. Nu-i nimic dacă nu se întâmplă să calci pe lângă. Mulțumește, roagă-te, Domnul, cere tare, mulțumește și mergi înainte și arată dragoste de zi. Dragostea noastră trebuie să crească de la o zi la alta. Nu să stagneze, nu să dea înapoi, nu să fie ca și când m-am întors la Domnul. Păi de când m-am întors la Domnul, eu tot așa mânios am rămas. N-am îndelungă răbdare. De când m-am întors la Domnul, cum copilul meu a tăcat pe bec, l-am plesnit. Când frații între ei, cum fac frații între ei? Se bat Timotei. Vă mai ciufuliți între voi. Filip Rahela, unde sunteți? Vă mai ciufuliți între voi. Vă ciufuliți, așa? Toți frații se ciufulesc între ei. E plină de bunătate. Învață să ierți. Învață să acorzi bunătate. Învață să acorzi dragoste. Toți frații se ciufulesc între ei. Mai sunt și excepții, nu zic. Dar ascultați-mă, e vorba de frații ăștia mari din biserică. E vorba de frații tineri.
trebuie să fim plini de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Știți? Am ciudă pe fratele că și-a cumpărat o mașină mai bună decât mine. Și vorbesc de rău și fac atâtea lucruri. Dragostea, asta nu-i dragoste. Vreau să vă spun, frații mei, că se tot vorbește de primăvară, că toți așteptăm primăvara și ne bucurăm când se încălzește un pic afară și aștept să vină primăvara, am un cireș în curte și când se albește de florile albe și tot o floare, e ceva un peisaj extraordinar. Dar vreau să spun, în viața noastră trebuie să vadă primăvară, să vadă flori, dacă nu este flori, nu sunt flori, ci este numai pustiu și înghețat și vânt rece și aspru și acru, aia nu-i primăvară și nu-i pocăință și nu-i dragoste. Domnul să ne ajute să căutăm să ne umplem de dragoste. Amin. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Mă întorc un pic la pismuit. Mă gândeam să vă zic despre Cain și Abel. Nu sunt lung aici, dar gândiți-vă la Cain și Abel. Erau doi frați. Și a fost gelos pe lucrurile spirituale. Pe unul Dumnezeu l-a primit, pe altul Dumnezeu nu l-a primit. Și a ajuns până acolo să-l ucidă. E așa de ușor când ești, faci o dărnicie să te îngânfi, să zici, vai, eu l-am ajutat pe fratele și mai află vreo 2-3. E așa de ușor când suferi, să fii o slavă deșartă cu toate că suferi. E așa de ușor când e smerit, după să tu zici, wow, ce smerit sunt eu pe lângă surorile astea din biserică. Și când ai o neprihănire mai profundă ca alții și ți-ai făcut calea poate chiar mai îngustă decât alții, ai tendința să zici, eu sunt mult mai bine ca alții. Nici ea nu umblare în dragoste. Nici ea nu umblare în dragoste. Lauda mea, mă laud. Am, fac, vreg în lucrarea Domnului. Eu atâta mă zbat. Știți cum este cu lauda aceasta? Nu mă împrănește eul și mă omoară, mă sufocă, îl dă la o parte pe Hristos, în loc să-l lau pe Hristos și lucrările lui și să caut să trăiesc smerit. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu se îmbracă indecent. Nu se poartă necuvincios. Nici când vorbește cu alții. Nu caută folosul său. Știți, frații mei, e așa de ușor când să cauți folosul tău în toate lucrurile. Folosul tău și în folosul altuia, știi? Eu să câștig. De celălalt nu-mi pasă ce câștigă. Fiecare cum poate, nu? Nu e așa, frații mei. Adevărata dragoste nu caută folosul său. Ascultați-mă, nu numai într-un lucru. În tot ce v-am zis până acum. În toate lucrurile astea, Dumnezeu îmi cere mie schimbare. E așa de ușor să moi penița. Nu știu dacă știți ce e penița. Stilurile înainte erau cu cerneală și aveau o peniță sau o pană de gâscă și o băgau în cerneală și scriau. Să scrie o scrisoare, rea cuiva. E așa de ușor să moi în calimarea diavolului. Aș vrea să fim atenți. E așa de ușor să faci rău, să arunci o cară, dispreț. E așa de ușor să facem lucrurile astea. Dar nu care în dragoste. Nu se mânie, nu se gândește la rău. Aș putea să vorbesc despre mânie. Aș putea să vorbesc despre gândirea la rău. Frații mei, dacă se întâmplă cuiva dintre voi să-i sară ceva în ochi, ce faci? Imediat îți scoți din ochi, nu? Dar când în gândul meu se naște un gând rău față de un frate, față de o soră, înseamnă că eu stau cu lucrul rău care mi afectează ochiul, mă îmbolnăvește. Doamne, ai milă de noi. E așa de important să înțelegem că lupta se dă în mintea noastră. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Și ajung la versetul 7 și versetul 7 are 4 de totul. 4 lucruri care zic totul, totul, totul. Și fiți atenți, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Aici totul ăsta este vorba despre un întreg. Poate că zicem, ok, eu sufăr până la un punct, dar totul e până la un punct și de acolo sare țandăra.
Aici zice, acoperă totul. Ce acoperă totul? E foarte important să înțelegem ce acoperă totul. Întâi pentru 5 cu 19 la 20, hai să înțelegem lucrurile acestea, ca să nu înțelegem, să mergem acasă cu o idee, noi trebuie să iertăm, să acoperim tot. Întâi pentru? E probabil că e 2 pentru 1. Deci mi-am notat, deci este textul, dacă mă ajut, este acolo unde spune despre să vă fie groază și de cămașa mânjită de sânge. Ok. Dar acolo cuvântul Domnului spune foarte clar despre cel care și-a rezolvat problema și tu acoperi păcatul lui, nu după ce tu te-ai împăcat cu el, tu te duci mai departe și trâmbițezi. O să afișez pe textul ca să-l cunoașteți, acum nu vreau să-l caut. Dar vreau să înțelegem, acoperă totul, tot ce este iertat trebuie tot acoperit. Crede totul. Asta nu înseamnă că este un credul. Poate zici, eu trebuie să cred totul. Ascultă-mă bine, nu crede totul. Crede tot adevărul. Crede tot ce vine de la Dumnezeu, nu orice minciună. Nu, minciuna nu trebuie să o crezi. Trebuie să crezi numai adevărul. Nădăjduiește totul. Da, nădăjduiește totul. Are speranță în Dumnezeu și se roagă și mijlocește că Dumnezeu va schimba lucrurile. Și suferă totul. Ascultați-mă. Mulți suferă, dar suferă numai un pic și gata cu suferința. Dumnezeu nouă ne cere să sperim totul pentru credință. Amin? Pentru credință, zice cuvântul Domnului, nu pentru păcatele noastre. Nu pentru alte lucruri care nu au nimic de a face cu credința. Pentru Hristos. Acoperă totul, crede totul, suferă totul, nădăjduiește totul. Și dragostea nu va pieri niciodată. Prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Poate că aici cuvântul Domnului vrea să ne ducă la gândul acesta. Dragostea va străbate veșnicia. Toate celelalte daruri despre care a vorbit Apostolul Pavel și înainte, vorbește după, spune, se vor sfârși. Nu vreau să intru în problema asta teologică, când se vor sfârși. Sunt două păreri mari în creștinism. Unii spun când se vor sfârși, când va apărea Biblia și Biblia a apărut sau a sfârșit. Alții zic nu, se vor sfârși când vom intra în veșnicie. Aș putea să dau câteva versete în Apocalipsa 1 cu 3, dar nu un singur verset. Ar vrea să citesc, ar vrea să înțelegem că în Apocalipsa arată că încă darele Duhului Sfânt se manifestă și este vorba despre Apocalipsa 11 cu 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile și continuă. Vor proroci, în Apocalipsa încă se prorocește, nu s-au încheiat prorociile. Și am găsit în Apocalipsa în alte și în alte texte, mai alte texte, dar nu vreau să intru în doctrina asta. Dar vreau să înțelegem. Mai presus de orice, trebuie să umblăm pe această cale. Calea aceasta a dragostei este ca o rădăcină. Dacă v-aș da exemplu, să dau exemplu un pom. Am un pom mare, puternic. Dar are niște rădăcini mici și firave. Și când bate un vânt, când vezi că l-o trântire pământ. Acolo în Chicago, lângă cunatul meu, era un arbore foarte mare, foarte mare. Și eu căzut acolo la un vecin pe casă, eu nimic și jumătate de casă, atât era de mare. A fost mult timp rădăcini la un vânt și lui era frică să nu cadă arbore peste casa lui. Care și el avea un identic în fața casei. Dar ce vreau să zic? Dragostea este rădăcina care mă menține pe mine și menține toate virtuțile mele, darurile mele. Dar dacă eu stau un copac plin cu daruri și rădăcina mea e firavă, eu voi cădea într-o zi. Astea sunt lucruri cu care nu ne putem juca. Însă adevărul dumnezeiești. Ce este aceste lucruri se vor sfârși.
cum eu cred personal, cum am intrat în veșnicie. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Cum adică? Ce înseamnă când eram copil? Vreau să iau exemplu pe o fetiță. Când sunt micuțe, le place să joace cu păpușile, așa este? La orice fetiță mică care duce acasă are un bebeluș și vezi că se joacă cu el, că îi dă să sugă, că le-a dă în brațe, că îl pune să-l culce, că îl învelește, că... O, Doamne, câtă joacă-i cu un bebeluș! Când ești mic în credință, e adevărat, de multe ori ne purtăm ca niște copii. Și nu înțelegem că bebelușul ăla n-are viață în el. Dar vine vremea când trebuie să te maturizezi, să fii matur și să ai viață în tine. Și viața din tine să se vadă, că nu te mai joci cu păpuși, că te joci cu... lucrezi cu oameni. Doamne, ajută-ne! Cineva zicea că dacă ar fi să fie o catastrofă în lume, să distrugă lumea, cea mai mare catastrofă ar fi atunci când s-ar spune tot adevărul. Când tot adevărul, dacă s-ar da pe față, soț, la soții, ce au făcut, ce prostii au făcut, la părinți, la copii, la guvernele și toți ce fac și câte fac, atunci ar fi cea mai mare catastrofă, așa ar fi un haos total în lume. Și noi suntem chemați să avem adevărul. Noi suntem chemați să trăim adevărul. Frații mei tine, mă adresez din nou vouă. E așa de important să vă lăsați schimbați de tine. Când un copac crește strâmb, mai greu se îndreaptă. Și ăla, până la urmă, se poate îndrepta. Cu toate că Eclesiastul zice că nu se mai îndreaptă. Dar noi știm că prin Hristos și un copac bătrân se poate face la pocăință și poate să aibă viață veșnică și schimbare de Hristos. Dar când ești tânăr, e mult mai ușor să-ți tai obiceiurile proaste. Să vrei să ai lucrurile astea din plin și să nu le ai. Numai două lucruri sunt pozitive de dragoste aici. Îndelunga răbdare și bunătate. Toate alte sunt să nu. Îți spun negație. Nu se umflă de mândrie, nu se laudă. Nu. Căutați să vă formați un caracter sănătos. Deci vă când veți sluji pe Domnul, să nu poată răta alții cu degetul împotriva voastră. Când veți fi căsătoriți, să nu poată să zică soția, eu te-am cunoscut altcineva. Am crezut că ești diferit. Și să vadă cum de fapt dragostea ta, ce a arătat-o, a fost una dintre primul, un eros, sau fileia, sau altceva. Domnul să ne îmbrace pe toți cu dragostea lui Dumnezeu. Amin. Fără îndoială, dragii mei, că în vremurile pe care le trăim, bisericile locale au nevoie de tot mai multă dragoste. Din nefericire, mulți sunt preocupați în îmbunătățirea programelor, sunt preocupați în asigurarea unui confort cât mai deosebit, în a găsi ceva care să fie pe placul vizitatorilor ocazional și mai puțin preocupați în a plăcea lui Dumnezeu. Dar cred că problema cea mai mare în viața bisericilor locale din ziua de astăzi este scăderea îngrijorătoare a dragostei. Dacă atunci când suntem în călătorie cu mașina, suntem și cu ochii pe indicatorul care ne arată nivelul carburantului în rezervor, ca nu cumva să ne prindă pe autorută o pană de felul acesta, mă doare și mă surprinde adeseori să constat că lipsa dragostei în biserici parcă nu mai îngrijorează pe mine. Vreau să vă spun că ne-am putea îmbunătăți programele, să le punem într-o formă desăvârșită, încercând toate variantele până vom găsi pe cea mai bună. Aș putea să vă spun că am putea să aducem în mijlocul nostru frați, specialiști în consiliere în diferite domenii ale vieții de credință. Am putea să aducem în mijlocul nostru, prin rotație, o grămadă de frați cu multe titluri în teologie, cei mai renumiți predicatori ai vremii, dar vreau să vă spun că toate lucrurile acestea nu vor putea schimba viața bisericii,
dacă nu vom fi preocupați să lucrăm fiecare dintre noi în mod conștient și voluntar la capitolul dragoste. Este nevoie să lucrăm la capitolul acesta. Dragostea nu este o opțiune, dragostea este o poruncă. Este o poruncă divină. Dacă vreți să înțelegeți lucrul acesta, aș vrea să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să rugăm de Tatăl Ceresc să ne ierte pentru nepăsarea noastră atunci când dragostea în viața noastră scade și în același timp să rugăm să ne ajute să creștem în dragoste, să ne umple inima de dragoste și atunci veți vedea că toate celelalte lucruri se vor îndui foarte frumos în viața bisericii locale, în familie, în viețile noastre. Amin. Ne rugăm împreună.